Traian Băsescu lansează un avertisment după Dina Solemn din Parlament, nu e un lucru în subliniere ori, sunt sublinierei avantaje sublinierei dezavantaje. Fostul presubliniere-dinte Traian Băsescu a declarat miercuri că reunificarea Republicii Moldova cu România trebuie să se facă printr-o decizie a celor două parlamente naționale, sublinierei lăsat pe mâna propagandei. Reunificarea nu trebuie lăsat pe mâna propagandei, pentru ce propaganda, sublinierei de o parte, sublinierei de altă, va fi extrem de puternic. Trebuie decizii în cele două parlamente, nere. De la Bucure subliniere ti sublinierei chi sublinierei nu, dar nu este o decizie o subliniere oar, adică eu o promovez, ce vreau să trezesc demnitatea românilor de pe ambele maluri ale Prutului uitându-se la modul cum România a pierdut 33.000 de kilometri pătrați de teritoriu sublinierei 3,5 la 4 milioane de ceceni. Dar nu e un lucru în subliniere ori, sunt sublinierei avantaje sublinierei dezavantaje dintr-o unire. Gândiți-vă numai câte probleme de negociere va ridica Transnistria, care trebuie negociat cu Moscova, care are trupe sublinierei material militar, cu Kievul, ce a fost decintoarea teritoriului în mod istoric. Sublinierei cu Bucure subliniere tiul, care vrea să se unească cu Republica Moldova. Trebuie financat diferent ca de salarii sublinierei diferent ca de pensii sublinierei ajutoarele sociale, a declarat Băsescu la România TV. Băsescu a susținut ce unul dintre avantajele reunificării ar fi ce România are deveni una din primele trei națiuni agricole ale Europei, subliniere IC, prin cresubliniere terea populației, ar fi obținute mai multe mandate în Parlamentul European.